Domnule Garaba, putem estima deja care sunt pagubele aduse din punct de vedere al ecosistemului, iată, detonarea acestui dig? Deci noi suntem martori unui dezastru ecologic de proporții foarte mari, dar mai întâi vreau să spun că Marea Neagră este un sistem natural deja puternic afectat din punct de vedere ecologic, dacă mările și oceanele sunt vesuite de diferite ființe până la mare adâncim, la fund. Atunci Marea Neagră este locuibilă doar până la 200-300 de metri. Mai jos nu mai există niciun fel de pești sau alte animale, fiindcă este un strat foarte consistent de hidrogen sulfuros și practic lipsește oxigenul. Deci marea mai jos de 200 de metri este moartă. Acum cu acest dezastru, poluarea este în mare creștere. Iată, noi știm că râul Nipru este al doilea ca mărime și deci ca și dă și apă purgătoare, dar dacă e vorba de poluare, cea a doua sursă, cea mai mare de poluare din Europa. Ce se întâmplă ce s-a întâmplat de la spargerea barajului? Deci, ridicându-se nivelul apelor, în avală, cu câțiva metri, și-a spălat, tot în calea sa ce a întâlnit apa. Depozite petroliere, depozite chimice, sisteme de evacuare și tratare apelor reziduale, nenumărate gunoiști mici și mari, mii de toalete sătești, totul s-a dus din râu în mare și a crescut foarte puternic cantitatea de deșeuri care s-a dus încolo. Au avut de suferit mult sistemele de alimentare cu apă și cu sistem de alimentare cu apă. Avem în vedere fântânile, purțurile arteziene, altele. Va trebui să treacă câteva luni ca acestea să fie restabilite, iar acum populația este de fapt fără apă. Înțelegeți? Situația e gravă. Ce vreau să mai spun? În cazurile astea, când sunt foarte mari inundații, se distruge practic habitatul tuturor animalelor din această zonă. Păsările, alte animale sunt mânate de apă, bine, păsările mai zboară, iar animalele pur și simplu toate se neacă, sunt ucise pe loc și iarăși restabilirea acestor sisteme naturale poate avea loc doar peste câțiva ani. Noi am avut în lunca râului Nistru și Prut când știm că totul în cale apa a dus tot în cale. Sigur că cu scăderea apei plantele își vor reveni, animalele vor reveni, dar va trece câțiva ani. Vreau să spun că această catastrofă afectează întreg sistemul natural, sistemul ecologic al Mării Negre și cei care vor pluti pe mare, dar cei care locuiesc pe malul mării vor simți deci acest impact prin creșterea poluării, prin mirosul urât care vine de la mare, prin imposibilitatea de a se îmbăia în timpul verii. Nu pot să spun, dar câteva luni, cu siguranță, acest pericol va persista. Domnule Garaba, dar pe noi, cei din Republica Moldova care suntem, avem cumva legătură cu Marea Neagră? Ne afectează acest dezastru și dacă ne afectează, cum anume? Pe noi, în direct, nu ne afectează, fiindcă nu avem nicăieri, nu avem un contact, dar cei care se vor duce la mare, care s-au deprins să meargă la mare, cel puțin în zona aceasta a Odesei, posibil că vor simți o creștere a poluării, probabil și în malul Mării Negre în România și Bulgaria, posibil să crească poluarea, nimeni nu știe precis ce va fi, dar dacă substanțe organice, cantitatea de substanțe organice crește în apă, atunci crește și cantitatea de alge, iar aceste alge, din păcate, Marea Neagră de la aceasta și suferă, că malurile sunt pline de alge și este un disconfort la scăldat. În rest, cred că locuitorii Moldovei nu vor fi afectați.